Începutul anului 2018 aduce trei proiecte noi la Fundația Zamolxes din Câmpina. Unul dintre acestea se adresează tinerilor din școlile câmpinene și are ca temă electronica, robotica și printarea 3D. În acest proiect urmărim să trezim interesul tinerilor către această pasiune tehnologică, să o numim, tehnică mai mult, și, dar care învață și îndeplinire, care o să le fie utile în viață. O să fie 12 ateliere de lucru în care tinerii o să învețe noțiuni de bază de electronică, după aia o să asambleze roboței, să facă concurs între ei cu roboței, o să învețe să facă tot felul de aplicații astea din sfera asta care se numește Home Solutions, automatizări pentru casă, gen, nu știu, își controlează centrala telefonică de pe telefonul mobil, sau o cameră video poate să fie undeva amplasată și, nu știu, să controleze ceva. Tot felul de aplicații astea. Înscrierile încep de luni, 15 ianuarie, și sunt disponibile 20 de locuri. Se adresează unui grup țintă format din două subgrupe, să le numim așa, adică elevi din școlii generale, deci undeva 10-14 ani și 15-18 ani cei din liceu. Și practic cei mai mari care deja unii au experiență, unii știu și programare, o să învețe pe cei mai mici. Proiectul se va încheia în luna martie.